14 februarie nu le mai stârnește interesul vasluienilor. Cei care aleg să marcheze ziua îndrăgostiților în stil american sunt puțini. Pentru astăzi flori și eu știu și o mică atenție, vedem noi. O cină mai specială, vedem. De ce o floare? De ce nu știu eu un cadou? Din cauza banilor, pentru că cadourile sunt mai costisitoare. Floare, bine, și florile sunt costisitoare, dar oricum. Domnișoarele își amintesc cu melancolie de anii trecuți când primeau cadouri și surprize din partea partenerilor plecați acum la muncă în străinătate. Prietenul meu este plecat și pentru mine nu este important material să-mi aducă ceva, doar dragostea lui. Mi-a plecat, n-ar fi chiar partenerul meu și... Dar de obicei îți făcea surprize de ziua asta? Diferite cadouri, adică inimioare așa de pluș cu love. Aștepți o surpriză de la... Nu, e plecat în alt țar și el. Dar de obicei ce ți-aduce? Păi plușuri, lânțișoare, depinde. În anii trecuți, Sfântul Valentin făcea adevărate minuni financiare pentru florari. Anul acesta însă clienții s-au lăsat așteptați. Nu prea mers. Zilele astea deloc? Nu. Nici sâmbătă, nici ieri? Nu. Slab. Slabtă. Cam câți clienți ați avut astăzi? 3. De dimineață 3. Și e puțin? Foarte puțin. În anii precedenți cam? Mai bine șor. Merge de... nu mai pot să văd. Nici nu merge. Nu merge. Merge încet, că din cauza crizei nu are lumea bani. Merge prost. Criza asta a afectat oricare. Și comerțul, și oameni, și orice. Comercianții speră ca cel puțin dragobetele, sărbătoarea tradițională a românilor, să le aducă ceva venit.